să luăm și noi un coplu ăsta, bă, da, bă.
vedeți pe timp? Ei, acum, pentru codul ăsta care s-a arătat acum, am început de dimineață de la noi, cel puțin noi doi, am început de dimineață de la 3. Și am înțeles că ține până la noapte la 23. Sper să ne descurcăm. În primul rând, sper să meargă mașinile. Problema nu e cantitatea de zăpadă. E vântul și chiar acum vreau să anunțăm conducerea că cel puțin încolo spre București este vizibilitate foarte, foarte scăzută. Și suntem nevoiți ca să fim cât mai eficienți să mergem pe contrasens, adică să ne batem vântul din spate. Văd că deja mai vin mașini pe acolo, numesc eu coloană undeva acolo și le dă drumul la mașini și automat mergi cu ele în față și foarte, foarte greu. Pentru că dacă mergi cu vântul în față și dai zăpada tot contra vântului, n-a făcut nicio șmecherie, n-a făcut. Nu o să dăm numai în partea vântului și... Nu, foarte, foarte... Ce-mi ține și nouă numele? Mă numesc Florin, Cărcei Florin mă numesc. Până la magazin. E aproape, nu ceva ca o pâine ceva. Rapid, așa. Trebuie să vă aprovizionați, că nu știți ce urmează. După cum a dat ăștia ca să fie cod roșu, vedem. Poate o să nu o să fie la fel de rău.